Dan Ilie Morega, președintele Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice, a declarat zilele trecute într-o conferință de presă că nu e interesat de nicio candidatură în acest an. El vrea însă să susțină la Consiliul Județean o persoană cu care să semneze un protocol pentru crearea de locuri de muncă în Gorj. Are de asemenea o părere bună despre Mișcarea Populară, dar spune că nu știe dacă va merge cu acest partid. Mișcarea Populară va intra. Dacă se vor ocupa serios, acum vă spun foarte clar, eu nu mă ocup de partidul respectiv, v-am spus că nu mi-am făcut adeziune, nici nu voi face și nici nu se știe dacă voi merge pe acest partid. Pe mă interesează eventual să găsesc o soluție, să creez alternative privind locurile de muncă la minerii și energie și e posibil să fac un protocol cu o anumită persoană care va ieși sau să susțin la președinția Consiliului Județean ca să putem să punem în aplicare cu niște clauze clare. Pe mine asta mă interesează, pe mine nu mă interesează nici deputat, nici senator, nici consilier județean. Clar. Președintele Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice spune de asemenea că vom avea alegeri atipice în acest an pentru că se implică Direcția Națională Anticorupție și Agenția Națională pentru Integritate. Alegerile acest an sunt alegeri atipice față de toți anii în care am avut alegeri locale și alegeri parlamentare. Spun că sunt atipice atât la nivel național cât și la nivel județean. Pentru că, iată, în aceste jocuri politice a intrat DNA-ul și Goanii. Depinde acum ce face domnul Dragnea. Va rămâne condamnat sau va fi achitat? Depinde ce face domnul Ponta. Va rămâne condamnat sau va fi achitat? Depinde ce face domnul Călinoiu. Rămâne incompatibil sau rămâne compatibil? Depinde ce fac 20 de primari, 30, din care aproape 20 sunt de la PSD. Vor fi declarați incompatibili orba. Așa că cine previzionează anumite procente la ora actuală pentru fiecare dintre partide este puțin problematic pentru că există acest factor de influență care pot să contribuie la căderea în sondaje a PSD-ului și atunci sigur să revină pe podium PNL-ul care și el este cam în degringoladă, opoziție nu face și are totuși o conducere bicefală. O conducere bicefală nu se poate forma un partid și un partid viguros, puternic, care să dea jos roșii de la guvernarea județului. Morega a declarat deschis că vrea ca alegerile să fie câștigate de PNL, dar că asta se va întâmpla numai dacă DNA și ANI îi va împiedica pe PSD-iști importanți să candideze. Mi-aș dori cu dragă inimă PSD-ul să nu câștige, să câștige PNL-ul. Dar dacă băieții primesc pozitiv de la ANI și de la DNA, se vor duce în continuare și vor câștiga alegerile, vă spun foarte clar. Singura chestiune numai să primească niște hotărâri care să le blocheze candidaturile, atunci vor favoriza pe cei de la PNL. Despre celelalte partide mai importante ce vor intra în competiția pentru alegerile locale și parlamentare 2016, Dan Ilie Morega are previziuni negative. De exemplu, ALDE în Gorj nu va intra și nu va obține un prag minim. Vă spun cu claritate și prin martie voi face sondaj. Pentru că, de fapt, Dian Popescu vine la fostul PLR ca și copreședinte, președintele Cucu la organizația Cucu. Pentru că cei 100 de membri de partid, în frunte cu președintele PLR-ului, cu Radu Angheloiu, puțin au demisionat definitiv. UNPR-ul nu va intra în Consiliul Județean și nu va obține pragul minim de 5%. Partidul Rudi, iar cam la fel.
Președintele Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice spune că va face în luna martie sondaje de opinie pentru că abia atunci va contura mai bine situația candidaților.